Bună seara, iată, am ajuns și la seară, avem aici o caserolă și astăzi vom vedea cât polen au adunat albinuțele. Ele încă mai vin și să vedem cam cât s-a adunat. Precum se vede, cam asta e cantitatea, e foarte mare pentru prima zi de colectat. Asta e prima familie. Vom aduna fiecare seară. Deci avem 7 familii și acum vom vedea care cât au adunat. Trebuie să-mi iau mânușile, că sunt mai agresive albinuțele. Este rapiță aici în zonă. Da. Trecem la al doilea stup. Deci de la primul stup am adunat un pic. Mergem și o să aduc de la fiecare aici. Să vedem cam cât. Iată, de la al doilea e mai mult. Sunt furnici, urca furnicile, înseamnă că vine ploaie. Iată, acest polen îl colectez pentru perioada de anul viitor, de primăvară, pentru a face turte proteice. În funcție de cantitatea care o vom aduna. Aici este o cantitate și mai frumoasă. Mai sunt și anumite resturi, da, pe mine mă interesează polenul, iată ce culoare frumoasă are. Asta e mai mult portocaliu. Această cantitate de polen ar fi ajuns în rame și blocau și așa ramele. Așa. Și această cantitate de polen în funcție de vreme va crește de la o zi la alta. Aici e mai puțin, da, fie acolo e și familia un pic mai mică și aici este un polen de culoare verde, deci nu mai apare roșu, deci de aici îți dai seama că o familie culege de pe o parte, o altă familie culege de pe alte flori. Depinde de fiecare familie ce preferințe are.
bun aici, am avut 4. Ești curios pe partea cealaltă. Ești curios pe partea cealaltă, iată, de la 4 familii. Ia să mergem și la celelalte din partea asta, la altă, uitați aici. Cele care au table la ordinist, încă nu-s dezvoltate familii pentru a colecta. O să las aici camera. O să lucrez în spatele lor. Am uitat să pun hârtie. Cantitatea de polen este mică. Cu toate că familia e mai mare. Vom vedea ce se întâmplă în următoarele zile. Ia să pun hârtie și la asta. Polenul acesta o să-l amestecăm cu zahăr pudră și îl punem la borcană în momentul în care fac un kilogram de polen. Aici au apărut și niște granule de polen alb. Colectăm și mâine seara. Dacă cantitatea de polen crește foarte tare, atunci vom lua măsuri și lăsăm colectoarele libere. Iată prima zi de colectoare de la 6 familii, așa arată. O culoare frumoasă. Așa. Câte 200 de grame de polen. Eu sunt mulțumit pentru prima zi. Deci așa funcționează. Acest cantitate de polen nu a mai intrat în rame, ci am cules eu în direct pe în cutie. Vreau să văd un pic acestea. Încă urmăresc și cele care nu colectează foarte mult sau prea puțin. Da, cam asta e, 7 familii. Am colectat de la 6, a 7-a nu a adus aproape nimica. Motivul e simplu. Are suficient polen.
prea puțin puiet la arvar. Și cam atât. De data viitoare.